Bună seara, domnilor consilieri! Astăzi avem dispoziția numărul 225 din 7.07.10.2021 privind convocarea membrilor Consiliului Local al Comunei Cleșa în ședință ordinară pentru ziua de 02.11.2021, ora 17. Materialele înscrise pe ordinea de zi sunt următoarele. Aprobarea procesului verbal de la ședința extraordinară a Consiliului Local din data de 30.08.2021. Aprobarea procesului verbal de la ședința extraordinară de îndată a Consiliului Local din data de 06.10.2021. Aprobarea procesului verbal de la ședința extraordinară de îndată a Consiliului Local din data de 07.10.2021. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a devizului general al investiției și a devizului general rest de executat, actualizat în conform OG15/2021 pentru obiectivul de investiții, reabilitare și modernizare grădinița numărul 1 Cleja, Comuna Cleja, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare, anexa 1 și a devizului general estimativ, anexa 2 pentru obiectivul de investiții, modernizare drumul Sătește în Comuna Cleja, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind stabilirea situațiilor deosebite și procedura de acordare a ajutoarelor de urgență din bugetul local în baza legii 416/2001. Proiect de hotărâre privind modificarea statutului de funcții a UAT Cleja aprobat prin HCD numărul 36 din 31.05.2021 cu privire la reorganizarea aparatului de specialitate a primarului Comunei Cleja și județul Bacău, precum și aprobarea organigramei și a statului de funcții, inițiator pe Cristoc. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei 10, regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, la contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare numărul 556 din 2006, din 29.11.2010, inițiator pe Cristoc. Proiect de hotărâre privind aprobarea și completarea prețurilor tarifelor pentru unele servicii publice de alimentare cu apă și canalizare. Inițiator pentru Iștău. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al unității administrativ-teritoriale Comuna Cleja pentru ședința adunării generale a acționarilor la SECE Compania Națională de Apă Bacău ESA din 03.11.2021. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unor servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare juridică a UAT Comuna Cleja și a Consiliului Local, precum și al instituției primarului Comunei Cleja. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru parohia romano-catolică Sfântul Luca din sat Somușca, Comuna Cleja, județul Bacău și pentru parohia romano-catolică Sfântul Francisc de Assisi din sat Cleja, Comuna Cleja, județul Bacău din bugetul local. Inițiator pentru Iștău. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare a mijloacelor fixe aparținând patrimoniului public și privat al UAT Comuna Cleja, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale a temei de proiectare privind amenajarea unor alei pavate și întocmirea documentației tehnico-economice faza SF, DTAC și PTH în vederea realizării obiectivului de investiții, amenajare alei pavate în zona DNE85, în satele Cleja și Valea Mică, în Comuna Cleja, județul Bacău. Inițiator pentru Iștău. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru trimestrul 4 al anului 2021 și în liste de investiții actualizate pentru anul 2021. Inițiator pentru Iștău și diverse. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Și domnul Laslo? Domnul Laslo. Da. Ordinea de zi. Ordinea de zi, Andrei. Pentru. Așa, bine, Paul. Punctul 1.
Aprobarea procesului verbal de la ședința extraordinară a Consiliului Local din data de 30.08.2020. Rectific, e 30.09. 30.09? 30.09. Ok. Cine este pentru? Vreți să mă ridicați? Pentru. Pentru, da. Cine e împotrivă? Toată lumea pentru. Mă urmăresc mai întoarce și da. Punctul 2. Aprobarea procesului verbal de la ședința extraordinară de îndată a Consiliului Local din data de 6.10.2021. Cine este pentru? Pentru și Andrei. Da. Toată lumea? Da. Aprobarea procesului verbal de la ședința extraordinară de îndată a Consiliului Local din data de 7.10.2021. Cine este pentru? Aici abținere. Okay. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a devizului general al investiției și a devizului general rest de executat, actualizați conform OG15/2021, pentru obiectivul de investiții, reabilitare și modernizare, grădinița numărul 1, Cleja, Comuna Cleja, județul Bacău. O întrebări? Să punem la vot? Deci să punem aici? Da. A mai existat o actualizare, dacă vreți să explicați în ce constă această actualizare. Despre care actualizare doriți să aflați detalii? Deci cea pe care o discutăm în acest 93 sau pe cea care o spunem acum? Cea pe care o spunem acum. Cea pe care o spunem acum. Deci, ordonanța de guvern 15/2021 vine cu o modificare majoră asupra achizițiilor publice și a contractelor de achiziție publică. Pentru lucrările care se află în curs de execuție, se actualizează prețurile conform formulelor și coeficienților publicați pe site-ul Institutului Național de Statistică. Ordonanța 15 stabilește formule, stabilește indicatori pentru fiecare gen de construcție. S-au aplicat acești indicatori și aceste formule la restul de executate la grădința numărul 1 și s-a obținut o actualizare a întregului preț al contractului. Această actualizare se adiționează la contract, la valoarea contractului, dar ea se va deconta eșalonat și nu neapărat în totalitate. Deci când acum s-au modificat și devizele generale, s-au modificat toate contractele de achiziție publică, nu mai putem încheia contracte de achiziții publice în care să spunem că prețul este ferm. Nu. S-a eliminat această prevedere, toate prețurile se actualizează cu indicele calculat conform ordonanței 15/2020. Iar suma actualizată va fi acoperită din bugetul de stat. Dacă ați studiat dumneavoastră documentația, am spus clar că finanțarea de la bugetul local rămâne 81-131. E bine să știe și cetățenii din ce buget se acoperă această sumă. Da, scrie și în hotărâre, în proiectul de hotărâre și în toate documentele. În momentul în care vom prezenta hotărârea de Consiliul Local la Ministerul Dezvoltării, se va proceda la încheierea celui de-al treilea act adițional la contractul de finanțare. La momentul acesta este depusă documentația, a fost terminul până pe data de 28.10. Am depus documentația fără HCL. Am primit solicitări de clarificări prin care ne precizează că trebuie să prezentăm un HCL, altfel nu va intra la adițional. Regulă, mulțumesc. Să punem la vot acest proiect. Cine este pentru? Andrei? Pentru. Thank you.
Numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare anexa 1 și a devizului general estimativ anexa 2 pentru obiectivul de investiție modernizare drumul Sătești în comuna Cluj, județul Vaslui. Discuții pe această Da, la Valea Mică am văzut că a rămas o stradă și două alei care nu sunt acoperite de asfaltare. Strada Zâmbriei și aleea, cred că e Zâmbriei, și aleea Cimbrișor. Și cred că mai e o alee, dar nu am putut să o identific. Ne-am dus aici pe străzile mai importante, ca să spun așa. Nu puteam depăși o anumită sumă, ca să spun așa, pentru că nu intra la finanțare. Și atunci ne-am dus pe strada Zlazului și Cernați. Am considerat că astea sunt străzile mai importante, iar celelalte două străzi, Cimbrișorul și Calimele, le putem face și din banii proprii. Noi mai avem încă o serie de străduțe. Acum nu știu dacă acolo și-am prins, dar chiar... Asta Zimbrie e care duce la cimitir. Sunt și da. Două locuințe acolo. Acolo, da, o să vedem. Cum noi facem din banii noștri, un alt proiect, dacă vreau. Când? Asta e. Acum, hai să le facem pe astea măcar. Deci suntem în fază de proiectare și cu astea noi suntem pentru a obține bani acum. De negociere cu, da, reducere de prețuri. Deci, la Zimbrie acolo cred că sunt 400 de metri. Trebuie să ajungem până la cimitir, până să, adică să vedem până unde e gravilat. Acum gravilat. Sunt două cimitere, da, măcar la asta mare. Da, aici, când dați voie să intervin, în cazul acestei măsuri, acestui proiect, nu s-a apuntat asfaltarea străzilor sau căilor de acces către obiective de cult sau către obiective importante ale comunității. Sunt măsuri care contează acest lucru. În măsura în care identificăm o sursă de finanțare care contează acel lucru, automat vom merge și cu acestea la finanțare. Asta în cazul în care nu se rezolvă din bugetul local. Dar fiind două străzi mai micuțe, astea se pot rezolva și din cofinanțare din bugetul local. Am fi riscat să pierdem punctaj aici, dacă mă duceam cu străzi. Problema este că totdeauna te uiți ca să vezi străzile care sunt mai circulate, străzile care sunt mai aglomerate și ca să te încadrezi, nu poți să duci la nesfârșit un proiect, ca să fii finanțat. Dar următoarele proiecte, sigur că decât bine și astea. Pentru dezvoltare, cred că ar fi bine să fie asfaltat pe viitor, poate și mai construiește cineva ceva așa, în noroi nu vrea nimeni. Așa este. Încercăm pe măsura puterii noastre. Da, am văzut că e prin PNDL, nu? Ăsta e prin Angel Salin. Cel mai cel care ar trebui să... PNDL 3. PNDL 3. Deci nu ar putea să revizuiți. Deocamdată nu, astea deja sunt făcute, este obținut autorizație, deci numai aici, aici nu se poate umbla, doar ulterior un alt proiect. Dacă nu mai sunt discuții, să punem la vot punctul 5. Cine este pentru? Andrei. Punctul 6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind stabilirea situațiilor deosebite și procedura de acordare a ajutoarelor de urgență din bugetul local în baza legii 416/2001. Inițiator primar Petrescu. Întrebări? Să punem la vot atunci. Cine este pentru? Pentru. Andrei, pentru. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind modificarea statutului de funcție a UAT Cleja, aprobat prin HCL numărul 36 din 31.05.2021, cu privire la reorganizarea aparatului de specialitate a primarului comunei Cleja, județul Bacău, precum și aprobarea organigramei și a statutului de funcții. Sunt întrebări la... Vă explic eu. Avem persoana de la achiziție în speță Monica Pruteanu. A fost debutant și a terminat perioada de stagiu și am numit-o ca și consilier asistent definitiv. Și mai era la Patrașcu,
Din eroare s-a trecut clasa 3, ea fiind clasa 1, aferent studiilor superioare. Asta e de frumos. Să punem la vot votul 7. Cine este pentru? Andrei, pentru. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei 10, regulamentul Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare, la contractul de delegare a gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare, numărul 556 din 2006, 29.11.2010. Inițiator, primar Petru Iștoc. Sunt întrebări, nelămuriri? Nu. Să punem la vot. Cine este pentru? Punctul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea și completarea prețurilor tarifelor pentru unele servicii publice de alimentare cu apă și canalizare. Inițiator, primar Petru Iștoc. Întrebări? Nelămuriri? Aș dori să ne spuneți la ce se referă, că am văzut că există și o modificare de tarif. La ce anume se referă acest lucru? Au modificat prețurile și tarifele propuse de operator și au hotărât trecerea la un sistem de tarif unic. Operatorul care sunt în asociație. În asociație. Clar. Anual trebuie să aprobate aceste tarife. Da, să punem la vot. Cine este pentru? Împotriva. Punctul 10. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al UAT Cleja pentru ședința Adunării Generale Acționarilor SC, Compania Regională de Apă Bacău, din 3.11.2021. Inițiator primar Petru Iștoc. Aici nelămuriri sunt. Să punem la vot. Cine este pentru? Abține. Abține. Punctul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unor servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare juridică a UAT Cleja, a Consiliului Local, precum și ale instituției primarului Comunei Cleja. Inițiator primar Petru Iștoc. Întrebări? Nelămuriri? Să punem la vot atunci. Cine este pentru? Împotrivă? Andrei. Abține. Abține. Două abține. Punctul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru parohia romano-catolică Sfântul Luca din sat Somușca, comuna Cleja, județul Bacău, și pentru parohia romano-catolică Sfântul Francisc de Asisi din sat Cleja, comuna Cleja, județul Bacău, din bugetul local. Inițiator primar Petru Iștoc. Au mai fost discuții pe tema asta? Da, vreau să vă aduc la cunoștință că avem un amendament
la acest proiect. Dar să vorbim de să spunem despre ce e vorba, care îți aduceam amendamentul. Ah, ok. Deci, facem favă în curtea cimitirului, practic asta este o datoră sub Sfântul Luca, iar la Somușca știți că biserica trebuie acoperită pentru că sunt unele locuri care plouă. S-au dat cu vopsea mai multe locuri, dar de acum tavla e puterea și s-a acoperit biserica asta. Aceste două proiecte. Acum avem un amendament. Noi am cumpărat pavajele la un preț foarte bun, pentru că Cristina a lucrat acolo la de unde au cumpărat și atunci contravaloarea, o parte din bani, avem banii care sunt total, iar o parte dăm pavele și să dăm pavele. Pavele le punem noi la dispoziție. Pavele punem noi la dispoziție. Sunt achiziționate la un preț foarte bun și le punem la dispoziția parohiei și o să le dăm bani noi pentru manoperă. Acesta este amendamentul. Eu când am propus treaba asta, am zis că facem noi, nu? Să treacă banii pe la preot. Nu, dar stai o secundă. Banii sunt exact la manoperă și exact, dar n-ai cum să... Nu putem noi, ca și primărie, să facem în biserică. Cimitirul nu este în domeniul public. Dar cimitirul e domeniul public. Nu e domeniul public, este a cultelor. Este a cultelor și nu poți să faci ca primărie. Iar nu termină. Nu putem face investiții noi. Da, de asta. Noi putem doar finanța în temeiul... Dar dăm strict banii exact către prețul. Ok. Punem la ce? Ce înseamnă preț bun? Preț bun s-a luat cu o reducere de 50%. Ce înseamnă ca preț? Dacă avem o clasă de preț. 6 lei bucata. 5 lei bucata. 5 lei. O pavea? Cum? O pavea 5 lei? Nu. Bordura. Bordura este 5 lei, iar pe pavele prețul este... Metru pătrat. Ce zici cu până metru pătrat? Nu, da. Deci, s-a luat bordura cu 5,95 lei pe bucată, în condițiile în care la dedeman este cu 7,8 sau 8 lei, iar metru pătrat de pavele este 45,82 lei metru pătrat, în condițiile în care pe piață, asta maro și cea gri cu 36,30, în condițiile în care pe piață este la 52,48. Să știți că există documentație făcută, este, documente sunt clar cu aceste lucruri. Este luat de la un producător român, de la Elispa. Da. Deci, înțeleg că s-au achiziționat pavelele înainte să se aprobe prin Consiliul Local. Nu, s-au achiziționat pavelele pentru a face un trotuar la Valea Mică. Dat fiind problemele cu care ne confruntăm și faptul că trebuie să facem un proiect pentru a face aceste pavele, nu le ținem la noi în stoc, ci le punem la dispoziția parohiei pentru pentru a-și rezolva problema la cimitir. Tot banii comunii sunt, indiferent că plătim sau că le dăm pavele. Autoritatea deliberativă rezolvă solicitările parohiilor. Deci, în condițiile în care parohia nu a venit să solicite sau nu a venit să spună, ne nu trebuie să venim în fața mea să spunem, haide să facem. Parohia trebuie să solicite. Parohia, preotul o să vină să solicite să schimbăm geamul din spate. Mare acolo, o schimbat la laterale și o zis că la primăvară vrea să schimbe geamul și hai să vină cu proiect și facem și din spate. Mi-a zis și de camerele video, dar le-a instalat deja și nu de așa. Rugămintea noastră a dat la parohii și așa când mai fac achiziții de genul care s-au făcut la Valea Mică, să-l mai întrebe și pe domnul primar sau să-l mai întrebe și pe noi de prețuri și de ce există pe piață. Că... Nu, acolo o greșită și o asumat greșeala, ca să spun. Da.
Dați citirea membrului. Deci articolul 2 din proiect se modifică și va avea următorul cuprins. Se aprobă acordarea unui sprijin financiar parohiei romano-catolice Sfântul Francis de Assisi din sat Cleja, comuna Cleja, județul Bacău, în sumă de 51.000 de lei, reprezentând contravaloarea 360 metri pătrați pavele și 180 metri liniar borduri și manovera aferentă montării acestora în vederea amenajării drumului de acces în cimitirul din sat Cleja spre capela mortoară. Cantitatea de pavele și borduri va fi pusă la dispoziția parohiei din stocul deținut de UAT Comuna Cleja, urmând ca sprijinul financiar, care va fi alocat sub formă de virament bancar, să fie în sumă de 33.200 de lei. Pentru manovă. Supunem la vot amendamentul. Da. Da? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Și să punem la vot și proiectul în faza cu amendament cu tot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Punctul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare a mijloacelor fixe, aparținând patrimoniului public și privat al UAT Cleja, județul Bacău, inițiator primar Cosmin Ștoc. Discuții pe acest proiect? Nu? Supunem la vot atunci. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Andrei, pentru, da? Da. Punctul 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale a temei de proiectare privind amenajarea unor alei pavate și întocmirea documentației tehnico-economice, faza SF, DTAC și PTH în vederea realizării obiectivului de investiții amenajarea alei pavate în zona DN2-85, în satele Cleja și Valea Mică, Comuna Cleja, județul Bacău. Inițiator primar Petru Ștoc. Avem nelămuriri? Nu, s-o discutăm. Supunem la vot, da. Supunem la vot. Am văzut că mai e o bucată de la drumul Cipului, care merge spre piscină, până la ieșire din Cleja, nu e inclus în, unde? În proiect. E până în drum, până în Părău, parcă, nu? Da. E 85, este doar pe lângă... Păi, avem de aici la ieșire... Și aici e drumul. Da. Nu? Și aici da. Mai... Da. Aici mai sunt locuințe. Acum nu știu acolo dacă e necesar acolo, așa, pentru că sunt... Acolo știi ce se întâmplă? Sunt foarte mulți și vorbim de unde stă Iștoc, cred că acolo și în partea aceea. Acolo nu știu dacă e nevoie de alee. Pentru că ei e spațiu destul de mare, deja drumul s-a format de ani de zile acolo, ei circulă cu căruțele, cu mașinile, nu este un loc foarte limitat acolo și așa. Nu știu dacă e bine, putem să extindem și acolo, nu e problemă. Da? Mai în unele locuri nici oamenii nu le dau voie să facem. Chiar avem scandal cu oamenii acolo, în zona, adică dacă unde ei circulă și au căruțe, au mașini, au, dar nu preferă să facem alei acolo. O întrebare referitor la alee. Ce lățime o să aibă aleea? 1,20 m. Și acolo mai rămâne pe un spațiu pe unde să intre așa cu tractoare, să întoarcă sau ce o să fie? O să le... Unde? La ușca acolo, nu mă, partea dreaptă unde e căruță, unde e Ștoc, unde are... Nu vorbesc. Acolo nu face. Aleele sunt făcute mai mult pentru ca să poată circula copiii în siguranță, să poată circula pietonal pentru... Vin copiii la școală să poată traversa pentru asta. Okay. Iar în partea aia la Valea Mică, tot la fel pe partea stângă, toată aleea până la aproape de Gheorghe Dorj, da, până la port. Că e doar partea de est. Nu aparte, pentru că aici va veni canalizarea și facem drum corector. Acolo chiar nu ne aprobă drumurile naționale, pentru că conform fugului trebuie să facem drum corector. Adică... Deci pe acolo va trebui conducta principală. Va facem canalizarea. Și va colecta și din partea estică. Sau... Va fi deocamdată proiectul nostru stimat. De bine văd că tot schimbă proiectul. Dar oricum pe zona aia vine canalizarea. Și va fi drum colector, așa,
drumurile naționale în unde de voie. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Deci nu credeți că o să putem face nici de partea de vest. Dacă ați putea, doamna Șuștac, să repetați câte metri pătrat și cât a fost discountul la Elis pe valiță. Deci, pentru dreptunghi maron, 45,82 lei pe metru pătrat. Pentru dreptunghi gri ciment, 36,3 lei pe metru pătrat. Bordura este 5,95 lei. Discountul, discountul care a fost? Procentul? 30, 25, este 30% la prețul fără TVA. Când e cu TVA, ce sunt 40%. Oferta este, nu pot eu să deschid e-mail-ul, dar să știți că este oferta pe e-mail cu discount cu de toate. Da, deci vă zic oferta la 41,65, de asta zic mai bine. Ce dimensiune are? Este dimensiunea standard, 20 cu nu știu. 10. Este de 4-6 cm? Vedeți că ăsta e de 6 cm. Vedeți că e de 6, nu e de... De 6 e 42 de lei. Pur și simplu v-ați să-i tână pe asta. Așa un pic să luați în calcul și faptul... Pentru că e vorba de cantitate. La 1 metru, 2 metri nu conta, dar la cantitate... Noi ne-au adus, ei au făcut transport, au asigurat transport, au asigurat tot. Asigurat transport, asigurat tot. Da, e de 4 metri. Am vezi. Aha. Ce spune? Asta e de 6. Este asta de trafic. Asta e 83 de bani ducată. 41,65 metri pătrat. Da. Să punem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotriva, abținere. Punctul 15. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru trimestrul al patrulea al anului 2021 și a listei de investiții actualizate pentru anul 2021. Inițiator primar Petru Istor. Sunt întrebări, ne lămuriți? Da, să le explice, doamna Șuștac, despre ce este vorba. Explicați-ne, doamna Șuștac, despre ce este vorba. Da. De la Finanțe am mai primit pe capitolul 11.0206 450 de lei și pe capitolul 11.0205 de la Consiliul Județean 210 lei. Acești bani au fost introduși în bugetul local și s-au propus a se cheltui sau a se împărți pe capitolele din anexe, din referat, dacă vreți să dăm citire la toate? Nu, doar că am văzut la pe funcționare 352 410 lei și pe dezvoltare doar 97. 97-800. Partea de dezvoltare la noi este finanțată în totalitate. 97-800 s-au pus pe, dacă ați observat în lista de investiții, s-a introdus proiectul cu aleile, realizarea aleilor, s-a introdus în lista de investiții. S-a introdus în lista de investiții o suplimentare a proiectului pe distribuție gaze naturale la Valea Mică, deoarece săptămâna trecută a fost o teleconferință cu cei de la Târgu Mureș. Ne-au aprobat licența, licența pe Valea Mică. Urmează ca noi să depunem intabularea terenurilor din Valea Mică, se face o rețea de distribuție pe o lungime de 2,180 metri liniari. Pentru aceasta noi trebuie să facem proiectarea, deci trebuie să întocmim proiectul. Noi am prevăzut inițial, dacă dumneavoastră ați observat, un 10.000, da, dar proiectul, după oferta pe care ne-a dat-o societatea Sececot Proiect, care ne-a întocmit și studiul de fezabilitate depus la Târgu Mureș, el merge undeva proiectarea 19.750, numai trebuie vreo 9.500 pentru avizia acorduri și după aceea mai am cheltuieli cu verificarea proiectului și am prevăzut un 40.000, ca să nu ne potinim la că nu avem bani. Deci azi am vrut ca să spuneți acest lucru, că toată lumea zice că Valea Mică este uitată. Nu este uitată Valea Mică. Vă rog să recredeți, am anexat și documente,
Să știți că se lucrează și plus de, plus de asta, să știți că noi nu acceptăm prețurile pe care ni le impune din prima proiectantul. Mereu merge spune, acolo nu, acolo nu, acolo nu. Aici, la Valea Mică, când am avut teleconferința cu domnii de la Târgu Mureș, ei spuneau undeva că ei finanțează această lucrare cu 397.000. Noi aveam cumva în studiu de fezabilitate o sumă destul de mare, 600 și ceva de mii, am chemat proiectantul, am amânat teleconferința și uitați că s-a revenit și lucrarea este, lucrarea va fi de 439.000. Dar nu finanțează, nu suma asta finanțează. Nu, lăsați ca să spun până la cap. Deci valoarea investiției deci s-a diminuat. După ce noi depunem proiectul, depunem și intabulările și o hotărâre de consiliu local prin care cedăm dreptul de uz al domeniului, pe domeniul public al rețelei de distribuție gaze naturale, ei ne transmit contractul și ei vin cu o cotă parte pe care o finanțează ei. Se numește cotă de eficiență. Aceasta, să știți că mai mult de 20-25% nu va fi, deoarece se ia în calcul numărul de gospodării și consumul de gaz. Cota de eficiență se calculează la consumul de gaz pe care îl estimează ei. Eu zic că suntem pe drumul cel bun și... Avem, deci ca să înțelegeți pe unde vine, avem ambele părți care pe lângă șoltene tot până la capăt, inclusiv avem cele străzi. Să merge chiar și sus. Mergem sus, înspre sat și strada, cele Cernatiu și cu... Dar cred că în materialul dumneavoastră noi am pus o planșă mai micuță. Da, și acolo nu se observă. Asta este un pic mai mic. Uitați-vă, deci... Deci este toată Valea Mică. Deci inclusiv cea care urcă sus, inclusiv... Și asta e până la Islas. Islasul e până sus. Și aici principal nu e până, până aici, ce, până aici. Acolo ce... Nu ne-am dus. Ce să zicem cât am, 200 de metri până sus, nu știu până unde, dacă ajunge până la Sabor. Dar a fost o chestie și de rentabilitate. Gândiți-vă deci până sus unde nu sunt case. Dacă și unde oamenii case, nu doresc. Dacă mai mult de 100 de metri nu se înregistrează nicio locuință, de ce nu merg mai departe? Dar oamenii din zona ar trebui să facă o cerere sau... Nu, deocamdată nu. Acum să vină finanțarea, să începem lucrările, după care ce noi avem, acum să știți că noi avem niște cereri de la Valea Mică. În momentul în care am depus studiul fezabilitate, nu era posibil să depunem studiul fezabilitate fără să avem solicitările oamenilor. Deci noi avem. Nu avem în totalitate, dar probabil se vor completa. Șoseaua principală, oricum, dar avem cereri de zi. Toată lumea rețeaua este proiectată pentru 175 de număr consumator casnic și instituții. Da. Mulțumim pentru lămuriri. Supunem la vot cine este pentru. Punctul 16, diverse. La diverse, dacă vrei să facem și străduța aia spre tine, pe partea dreaptă, la vulcanizare acolo, eu știu că am încercat și oamenii nu vor, pur și simplu. Da, chiar vecinii mei, toți mi-au zis că dacă toți sunt acum în partea Consiliului, să insist pentru asta. Bun, putem adăuga, putem adăuga și strada. Deci, unde? Păineală, Lorenție, la Valea Mică, știi? Merg în fiecare zi la biserică și la merg pe lângă... La Valea Mică pentru gaz? Nu, pentru partea de vest. Data trecută când am încercat, am avut scandal. Rășești? Și partea vestică. Acum e inclusă doar partea vestică. Pe ambele părți. Da, este bine de știut pentru că se face intabulare, se fac ridicări topă și... Și să facem și acolo bucățicare. Da. Ce am omis ca să vă prezentăm la rectificarea de buget, s-a propus, dacă ați observat dumneavoastră, prin lista de investiții, dotarea centrului de RIS, centrului Sfânta Lucia, cu centrală și rețea de gaze naturale. Discuții pe diverse? Poftim. Eu vreau să întreb ce se întâmplă cu farmacia, dacă aveți noutăți. Da, cu farmacia, nu știu dacă noi sunteți la curent, doamna farmacistă a decedat. S-a făcut dezbaterea succesiunii. Domnul soțul doamnei a prezentat certificatul de moștenitor. Este în cotă parte, este în cotă parte cu minorii care au un reprezentant legal, un tutore.
acum este la faza de a depune documentația pentru autorizație, pentru obținerea autorizației de funcționare. El nu mai are autorizație de funcționare la momentul ăsta. Și nu putem acum să reziliem contractul, deoarece nu avem niciun temei legal. Dumnealui ne-a precizat că în cel mai scurt timp va obține autorizația. Și stomatologie? Stomatologia și-a depus documentația pentru obținerea autorizației de funcționare. Nu poate intra dacă nu are autorizație de funcționare. Stomatologia va funcționa în cadrul dispensarului? Da, la etajul 1. Avem discuție? Declarăm ședința încheiată. Mulțumim frumos!